În sezonul competițional 2007-2008, județul Brașov va avea o nouă echipă în campionatul Ligii a 3-a la fotbal. Alături de FC Ghimbav și FC Predeal, vom vedea la lucru în acest eșalon pe Unirea Târlungeni, formație care pentru întâia oară în istoria clubului va juca meciuri oficiale în afara granițelor județului. Echipa din Târlungeni a mai avut o tentativă de promovare în urmă cu un an pe stadionul din Târgoviște, dar atunci norocul a fost de partea adversarilor din județul Argeș, care au întors rezultatul în finalul prelungirilor. Finanțatorul brașovenilor, Iosif Chiș, a luat munca de la capăt și l-a instalat în postura de antrenor principal pe ex săceleanul Daniel Bona. Au fost legitimați și câțiva jucători cu experiență în eșaloanele superioare, iar la finalul ediției de campionat, Unirea a câștigat din nou Liga a 4-a brașoveană. La capătul acestui sezon, sorții au hotărât că formația noastră să întâlnească în meciul de baraj învingătoarea Ligii a 4-a din județul Ilfov, Viscofil Popești-Leordeni. Jocul s-a disputat pe stadionul Poiana din Câmpina și s-a bucurat de o asistență numeroasă, în special la tribuna oficială, acolo unde s-au postat suporterii formației din Târlungeni. În secunda 70, brașoveanul Ursu face o curză de senzație de peste 60 de metri pe flancul stâng, transformă tot ce întâlnește în cale în simple jaloane, urmează centrarea, Nistoroschi simulează preluarea, balonul ajunge la Dorohonceanu, care nemarcat șutează puternic la colțul scurt și deschide scorul. Cu 3 minute înainte de finalul primei reprize, ilfovenii reușesc egalarea în urma unui gol de senzație înscris de Gheorghe Popescu de la peste 30 de metri. După 90 de minute, tabela de marcaj indică egalitate, 1-1, motiv pentru care jocul a intrat în prelungiri. În minutul 98, Păsculescu aruncă de la margine, reprimește balonul, urmează centrarea, portarul respinge în față până la Dorohonceanu, atacantul nostru nu iartă și înscrie golul izbăvitor. La mijlocul prelungirilor iese la rampă și portarul brașovenilor Manuel Isac, care scoate in extremis de la rădăcina barei și ne scutește de loteria penaltiurilor. Isac, intervenția ta salutare de la rădăcina bării. Ai salvat echipa pur și simplu, total. Am salvat-o, într-adevăr. Și mulțumesc, parțe cale, să mulțumim domnului Chișu și domnului Bona și dedicăm această calificare în divizia C și sperăm să facem lucruri mult mai bune mai departe. Unirea Târlungeni învinge așadar cu 2-1 după 120 de minute de dispută aprigă și accede astfel în campionatul Ligii a 3-a. Într-un meci de tensiune maximă, un interviu la cal cu domnul primar Chiș. Stimate domnule primar, partida de astăzi e partida de Liga Lumitică. Cum simțiți această victorie de promovare? A fost greu, greu, greu. Nu așteptam să fie așa un meci disputat. Văd că norocul ne-a surâs. Așteptăm Liga a 3-a. Dubla lui Petre Dorohonceanu a ajutat efortul echipei. Dorohonceanu, de fapt, este golgetul echipei. A marcat 33 de goluri. Eu cred că avem în el o bază și pentru divizia C. Că... La 2-1 s-a făcut liniște. S-a făcut liniște, da. Obiective viitoare? Divizia C. Noi am crezut mereu în șansa noastră, chiar dacă adversarii, după spusele tuturor, au plecat cu prima șansă. Băieții au jucat extraordinar la zi la urmă, chiar dacă au fost prelungiri. Au jucat până când au făcut cârcei, au luptat pentru fiecare minge și au dorit enorm de mult și eu îi felicit pentru modul în care au abordat jocul. Deci această promovare o dedicăm domnului primar Chiș, care de-a lungul unui an a făcut niște eforturi deosebite pentru a crea condiții. Eu spun că multe echipe de divizia C nu au condițiile care le avem la Târlungeni. Acum urmează o altă perioadă și eu sunt foarte fericit că după 3 ani buni la Săcele am reușit în al 4-lea an de antrenorat o promovare extraordinară la divizia C. Ce părere aveți după ce ați părăsit tribunele încandescente despre această partidă plină de
infarct, dacă pot să spun. În primul rând, multe emoții, cu sufletul la gură până în ultimul minut, dar este bine când totul se termină cu bine și iată, ceea ce am spus anul trecut s-a adeverit, facem tot posibilul ca Unirea Târlungeni să ajungă într-adevăr în divizia C și a reușit, cred că, pentru toată suflarea brașoveană. Și nu numai brașoveană, însă zona dumneavoastră natală va fi fericită când va poposi echipa în frunte cu domnul Chișe. Da, sigur, eu am fost alături de această echipă încă de la începutul anului, am făcut tot posibilul ca să avem o echipă competitivă. Bineînțeles că de acum încolo începe foarte mult de lucru, trebuie întărită echipa, găsite alte surse financiare, dar sperăm că totul va fi bine și promitem că va fi bine. Ce puteți să spuneți despre gustul victoriei? Suntem foarte fericiți că ne-a ajutat Dumnezeu să promovăm cu ajutorul tuturora. Băieții au fost deosebiți și acum, bineînțeles, că ne vom ocupa să aducem cât mai mulți sponsori la echipă pentru a merge foarte bine și în divizia C. Băieții dumneavoastră, Finland merită, credem noi, o recuperare la băi. Mulțumim, mulțumiri pentru băieți și încă o dată ne străduim să-i facem să se simtă bine după ce au muncit 120 de minute în care și-au dat sufletul pe teren pentru noi. Felicitări din partea spectatorilor dumneavoastră! Felicitări, mulțumim mult de tot pentru tot ce s-a întâmplat și au fost super și spectatorii și toată lumea și le mulțumesc pe această cale tuturora și în special Consiliului Local Târlungeni, domnului primar și la toată lumea, toată comuna au fost aproape de noi. Bucuria promovării a fost savurată câteva ore mai târziu într-un local din Brașov, unde petrecerea s-a întins până după miezul nopții.